Procesul pe care Johnny Depp l-a intentat lui Amber Heard ține de zile bune primele pagini ale ziarelor din presa internațională. Un detaliu a ieșit, însă, la iveală în mediul online, după ce fanii au urmărit momentul în care actorul și-a confruntat fosta soție. Incredibil ce scrie pe inelul purtat de Johnny Depp în timpul procesului cu Amber Heard. Imaginile din cadrul procesului pe care Johnny Depp l-a intentat lui Amber Heard au ajuns în atenția presei din întreaga lume, dar și a fanilor celor doi. Internauți au studiat cu atenție fiecare gest al starului de la Hollywood și al fostei sale soții, și așa au observat un detaliu surprinzător. Actorul a purtat pe deget un inel pe care era inscripționat cuvântul truth, care în traducere înseamnă adevăr. Johnny Depp și-a dat în judecată fosta soție pentru defăimare. Johnny Depp a dat-o în judecată pe Amber Heard pentru defăimare și a cerut despăgubiri în valoare de 50 de milioane de dolari. În 2016, la scurt timp după ce au anunțat divorțul, actrița a lansat acuzații dure la adresa fostului ei soț, menționând chiar și abuzul domestic. În fața instanței, Depp a susținut că declarațiile lui Heard sunt pline de minciuni, iar singura dorință a lui este aceea de a scoate adevărul la iveală, adevărul este unicul lucru care mă interesează. Minciunile nu te duc nicăieri. Sunt obsedat de adevăr, a spus actorul în timpul procesului cu fosta soție, potrivit Variety.